Ce este un certificat de urbanism? Primim des această întrebare. Așa arată un certificat de urbanism. Certificatul de urbanism este primul pas care trebuie făcut în vederea obținerii autorizației de construire sau înainte să-ți achiziționezi un teren. Este un act de informare care se obține de la primăria de care aparține terenul și poate fi solicitat de oricine dorește să afle informații privitoare la viitoarele edificări pe parcela respectivă. Prin acest act se pot afla regimul economic, juridic și tehnic al terenului și al construcției, adică suprafața pe care o poți construi pe terenul respectiv, unde anume îți poți amplasa construcția. Aici mă refer la retragerile față de vecinătăți, la aliniamentul stradal, dar și regimul maxim de înălțime admis pentru zona respectivă sau dacă este într-o zonă de locuințe cu funcțiuni complementare sau în ce tip de zonă este încadrat terenul. Tot în certificatul de urbanism se menționează și lista vizelor și acordurilor necesare pentru obținerea autorizației de construire. Deci, în baza certificatului de urbanism se poate obține o ofertă concretă în ceea ce privește taxele pentru toate avizele și pentru toate proiectele pe toate specialitățile. Dacă vrei să înțelegi cum se citește un certificat de urbanism, îți vom explica în următorul nostru videoclip.